România pare să fie partidul celor certați cu legea. După Gherghe și Stoica, formațiunea politică propune în administrația publică un alt nume ce apare într-un dosar penal. Ilie Bănăduc se află pe lista consilierilor locali pe care Pro-România îi propune pentru primăria Orșovei. Acesta este acuzat de purtare abuzivă cu elevii. Pe șleau, cel care trebuia să fie un deschizător de drumuri pentru tineri era de fapt cel care le aplica corecții fizice după bunul plac. Cine se aseamănă, se adună, pare să fie motoul Partidului Pro-România, care a devenit casă de refugiați pentru cei certați cu legea. Partidul aduce pe scena politică personalități cu iz penal. După ce l-au propus pe Marius Stoica pentru funcția de edil la Orșova, Pro-România îl aruncă în luptă pentru Consiliul Local din același oraș, pe Ilie Bănăduc, un antrenor trimis în judecată pentru purtare abuzivă față de elevi. 8 tineri și 16 părinți sunt considerați părți vătămate în dosarul profesorului cu apucături abuzive. Tinerii care au fost elevi povestesc momentele prin care au fost nevoiți să treacă din cauza dascărului. Neputincioși în fața acestuia, elevii au suportat an la rând corecțiile profesorului, până când durerea lor a fost auzită și de părinți. În cele din urmă, profesorul a fost adus în fața legii și s-a ales cu dosar penal. Celelalte fete, din păcate, mai timide, mai necurajoase, au mai primit lovituri în camerele alăturate, auzeam cum țipă la ele, pe una a luat-o de păr, deci au fost multe, multe momente. Și băieți au fost bătuți chiar în fața bazei noastre, auzeam cum îi lovea, ba chiar un fost prieten de-al meu a fost lovit și a început să plângă și am început și eu să-l consolez cumva, să zic că asta este, nu prea avem ce să facem, era destul de mic, deci avea apucăturile acestea domnul antrenor de multă vreme. Acuzațiile nu se opresc aici. Se pare că antrenorul ar fi intrat în mod abuziv în baia fetelor, chiar când acestea se aflau la duș. Acum ceva timp recent, când eram destul de mai matură, să zic, când am spus că nu se mai poate, nu este regulă, când a intrat peste mine în duș. Nu este regulă ca un bărbat matur să intre peste noi în duș, cât timp noi suntem efectiv dezbrăcate. Și deja se întâmplau mai multe lucruri nasoale, bătăile, intratul peste noi în cameră și el zicea că nu are de ce să bată la ușă, că nu este nevoie să bată la ușă, că intră orice ar fi. Adică nu contează dacă spunem noi să nu intre, el intră. Echipa RTS a încercat să stea de vorbă cu acesta, însă Ilie Bănăduc a refuzat să discute pe marginea acestui subiect. Da, vă rog. Alo, bună ziua, Denisa Preoteasa de la Radio Televiziunea Severin vă deranjează. Un punct de vedere, dacă se poate să ne oferiți cu privire la acuzațiile care vi se aduc într-un dosar penal de acum câțiva ani pentru a o portare a bozilor. Sunt în timpul antrenamentului, nu pot vorbi, că sunt în Serbia. Vă mulțumesc. Situația lui Ilie Bănăduc nu este clarificată încă. El este judecat în continuare, însă toate acestea nu scuză cu nimic faptul că partidul propune pentru administrația publică persoane implicate în dosare penale.